Și asta vreau să vă zic, că pe mine mă face foarte mândră că sunt siriacă și mi-aș dori ca și dumneavoastră să simțiți că sunteți mândri, că sunteți sirieni și că sunteți din râul satului, pentru că, dragii mei, ca și județul Sibiu și râul satului crește tot mai mult ca și vizibilitate. Tot mai mulți oameni se uită despre râul satului și văd aici, nu doar oameni gospodari, și pentru asta vă felicit pentru pe dumneavoastră, și văd aici și că se întâmplă lucruri care țin de sufletul românului. Și toți mai mulți vin și vă vizitează și știu că acum câteva luni am fost aici la un eveniment frumos organizat de viceprimarul dumneavoastră împreună cu Asociația Mai Transilvania. Și foarte mulți oameni au descoperit câte lucruri frumoase se fac în sală. Au fost ateliere de miere, de potriviere, au fost de fân, de coasă. I-a ajutat și pe oamenii de la oraș să descopere frumusețea vieții la țară și frumusețea sufletului românului care locuiește la țară. Astăzi, împreună cu Asociația Mărginenilor, da? Și cu ajutorul și al nostru, al Consiliului Județean, pentru că ne implicăm și sprijinim oriunde sunt autorități care vor să pună în valoare și tradițiile românești. Este nevoie să ne uităm mai mult de unde venim, ca să fim mai buni și ca să ne dobândim și acea siguranță și acea identitate de care avem nevoie tot mai mult acum în prezent. Și vreau să-i mulțumesc domnului primar, vreau să-i mulțumesc domnului viceprimar, care fac o echipă extraordinară și exploatează tot ce aveți mai bun oameni aici, la râul satului, și ne fac, vă fac tot mai cunoscuți și ne fac și pe noi, sirienii, să fim mândri de această comunitate de la râul satului. Vreau să mulțumesc și Asociației Mărginenilor, care este parteneră cu dumneavoastră astăzi în acest eveniment, și nu numai pentru evenimentul de astăzi, ci pentru toată munca pe care o face ca producătorii noștri din județ să crească și să rămână pe piață, să fie cunoscuți, pentru toată munca pe care o face pentru a conserva și a promova tradițiile românești. Și m-aș opri aici, aș lăsa să continui evenimentul, vă felicit și vă urez să vă bucurați din plin de copiii dumneavoastră care au învățat să cânte și să joace românește, să vă bucurați de gustul bun al produselor pe care le aveți aici, că și noi abia așteptăm să degustăm balmoșul și toată lumea și numai bine.